Mă numesc Alexandru Moldovan, o să fiu, nu știu, facilitatorul din seara asta, speakerul, ghidul, gazda, cred că mai multe într-una o să fie. Interviu de la EBS, realizatoarea emisiunii, insista, dar noi nu jurăm, dar înseamnă că nu suntem violenți. Și zic, aceeași întrebare. Și dacă e să vă uitați și aici, în seara asta s-a revenit la normal. Acum o lună era statistica mai mare. Dar mă uit și sunt cinci bărbați, da? Restul... Au rămas copiii. Doamne! Au rămas cu copiii, da? Și atunci mă uit la voi, păreți oameni cu, nu știu, cu studii, cu educație. Nu păreți să înjurați ca birou, cum se spune, bine, nimeni nu e în trafic dimineața cu voi, în mașina mică care nu lasă nimic să iasă. Și totuși, ce-i comunicarea non-violentă? Dacă nu e asta. Mi-ar place să încerc cu ceva ce nu este comunicarea non-violentă. S-ar putea deja unele dintre lucrurile astea să, poate să se și clarifice. Și una dintre percepțiile cele mai des întâlnite este că a fi non-violent este să fii politicos, să fii de treabă, să fii împăciuitor. Lucruri care, da, nu e nimic rău în asta. În schimb, nu asta este neapărat comunicarea non-violentă. Cum să ajungi să fii politicos cu ceilalți. Ci e o modalitate prin care suntem încurajați să fim sinceri, să fim autentici, să spunem ceea ce e important pentru noi, într-un fel în care, m-a spus și Georgi, să mai vrea să mă mai sune și mâine, da? Sau altă dată. Nu este de a fi pasiv. Capul plecat, sabia nu-l taie, știu că e asta, dar când am trecut prin Croația, mi-au zis că de fapt în croată proverbul întreg e capul plecat, sabia nu-l taie, dar nici soarele nu-l vede. Au zis că ei la croați așa sună proverbul. Și atunci, de fapt, este un mod prin care să ne asumăm responsabil tot așa, ce ne dorim, ceea ce vrem, într-un mod cu acțiuni foarte concrete. Și aici e partea de cerințe. O să ajungem noi la partea asta de lucruri concrete care să ne împlinească nevoile. Mă știu că Roberto a zis că nu știe cum să și le găsească, dar ajungem și la partea asta. O să le luăm pe rând, pas cu pas. Apoi, o altă variantă, cu comunicarea non-violentă putem să îndesăm bine, să ascundem emoțiile și eu să fiu un zen, calm, poker face, cum se mai zice. Da? Invitația e chiar cumva o invitație la vulnerabilitate, o invitație la ceva nou, aș zice. Și când zic ceva nou, o să vorbim și despre partea de emoții. Aici, dacă le numărați odată, cred că am depășit 120 de cuvinte, multe sinonime sunt între ele, într-adevăr, care exprimă emoții. Eu când am văzut prima dată lista asta, mi-am dat seama că teoretic le știam, dar de folosit, cred că foloseam maxim 10, maxim. În general vreo 5 și alea 5 erau bine, ok, mișto, cool, chestii de genul ăsta. În schimb, ce am descoperit și ceea ce văd referitor la poker face este că emoțiile sunt mesageri și aici cred că va fi o explorare interesantă pentru toți, cum descoperim nevoile ascultând emoțiile, observând emoțiile. Și atunci, normal că dacă am numai vreo 5 emoții care le folosesc cam pentru orice mi se întâmplă în viață, îmi va fi foarte greu să-mi dau seama care e nevoia, pentru că ele sunt conectate. În partea de jos sunt nevoile. Tabelul ăsta l-aveți și în mapa de acolo, la începutul mapei aveți câteva foi albe, după aceea acolo avem câteva exerciții care o să le facem.
Dar aceste tabele le aveți și în mapa voastră și, bineînțeles, le puteți lua acasă. Comunicarea non-violentă, ea nu este ceva nou. Nu este the new thing. E moda. Și, nu știu, acum ca temporal, ea există inventată, să zicem, sau dezvoltată, nici măcar inventată, dezvoltată de Marshall Rosenberg de prin anii 70. Deci, teoretic, sunt câțiva ani, vreo 50 de ani, nu-i ceva nou, dar, de fapt, el de la bun început a tras toate principiile și toți pașii și toate fazele care le-a pus și în carte, din niște principii care există de demult și folosite de mulți care nici măcar nu știu că folosesc comunicarea non-violentă. Și aș vrea doar așa să vă provoc și să vă gândiți. Impresia mea este că aveți în viața voastră, nu știu, probabil o bunică sau o mătușă, de ce nu un bunic, nu exclud, în cazul meu a fost un unchi, da, care mi-a dat seama, măi, parcă e înțelept, știi? Parcă știe el sau ea cum merge lumea. Persoana chiar știa să vă asculte. Și de-abia așteptai să stai în preajma ei. Și dacă e să te gândești, făcea ceva mai deosebit? Dar ce făcea? Nu știu. Mă simt cumva. Am încredere în ea sau în el. E cineva care nu are o astfel de persoană în amintire sau poate chiar în prezent? Ok. În prezent nu ai, nu? Sau în amintire? Nu. Niciodată în viața ta nu te-ai... Nu-ți amintești. Ok, statistic vorbind, la cât suntem aici, unul din 30 e în regulă. Dar în același timp, cred că e ceva ce ne dorim cu toții. Religia rămâna? Sau? Nu, eu nu-mi doresc să fiu ascultat. Eu nu vreau. Da? Sunt oameni care nici măcar nu știu că folosesc comunicare non-violentă, dar au niște abilități, poate învățate din alte părți sau poate nativ, prin care reușesc să se conecteze cu alți oameni și reușesc să-și transmită ceea ce e important pentru ei într-un mod în care se păstrează relația. Și cam aceasta e și promisiunea comunicării non-violente. Poate că o să mai repede câteva ori. Promisiunea este de a reuși să ai relații de calitate, să vedem ce înseamnă relații de calitate, fiind capabil de a-ți spune ceea ce e important pentru tine, ceea ce dorești, să fii autentic, fără să ai teamă că vei strica relația respectivă. Deci dacă ați învățați comunicare non-violentă, da, o să fie doar încă o tehnică. Miza reală și lucru care face această tehnică să ajungă să aibă, nu știu, adepți, că aveam noi glumele cu secta NVC, o să revin la asta, că e haios. Nu asta e miza, să învățați încă o tehnică. Ce e important pentru mine, ce vreau să vă transmit ca mesaj, sper să fie cumva rezonanță și cu voi, e că doriți ca relațiile din viața voastră să fie cumva mai bune. Că-s la serviciu, că-s acasă, că cu tine însuți. Da? Ok, dacă asta nu este, hai să vedem cumva ce este. Da? Și cum am zis, a fost inventată, să nu mai zic termenul ăsta, dezvoltată de Marshall Rosenberg, a scris cartea undeva mai târziu, dar de prin anii 70 a folosit-o, asta e varianta limba română, și care, inclusiv termenul de non-violentă, a fost preluat din curentul vremii, este un pic de istorie, atunci era și tocmai Gandhi făcuse marea mișcare în India, Martin Luther King era atunci în mare vogă și non-violența era un termen sexy, da, să-i zicem așa, atractiv. Să văd dacă mai am ceva. Da, mai am aici ceva. Asta e o schemă care mie îmi dă multă claritate.
Cumva ne uităm la de jos, de sus în jos, da? Și vedem o viață de, cu toții cumva ne dorim viață de calitate. Acum, ce înseamnă viață de calitate, poate să fie o chestie foarte subiectivă pentru fiecare. Da. În schimb, ce ne arată cumva știința care am găsit-o eu, că normal, eu caut lucruri care să-mi dovedească treaba asta, dar sunt câteva studii interesante care nu și-au propus neapărat să caute această legătură. Unul este cel al făcut de Blue Zones. Sunt zonele din lume, vreo 5 sau 6 zone din lume care ne arată oameni care trăiesc peste 100 de ani. De ce trăiesc așa de bine? Păi, hai să-i urmărim. Și a studiat, e și o carte, Blue Zones, un site interesant și o combinație între alimentație, mișcare, o fel de credință, tot sau ceva religii, dar de departe ce spun și oamenii respectiv, faptul că au relații foarte apropiate. Sunt partea unei comunități. Și, de fapt, tot studiul acesta a apărut de la o știre din Japonia în care spunea că după 105 doamne tocmai au sărbătorit al 100-lea an de când sunt împreună. Ele se știu de la 4 ani de când au mers la grădiniță și tot timpul au fost împreună. Tot timpul, n-au locuit. Da? Aveau viețile lor, dar în fiecare zi, aproape în fiecare zi, ele se întâlneau. Și asta era știrea. Și de acolo, erau pe o insulă în Okinawa, de acolo au început să studieze treaba asta, ce se întâmplă. Și au găsit același lucru și în San Diego, în Costa Rica, parcă e, în Mediterana, undeva și în Grecia și în, și în Italia, cred că e. Da, și Okinawa. Relații de calitate. Relații în care nevoile fiecărei persoane din relația respectivă sunt luate în considerare și se face tot efortul ca toate nevoile să fie împlinite. Se face efortul. Și asta poate contează uneori mai mult. M-am încercat. Pentru că fiecare nevoie la fiecare persoană este la fel de importantă. Și încercăm să avem această relație, să împlinim aceste nevoi, să fim creativi și în același timp să fim autentici. Modul în care influențăm cel mai mult relațiile de calitate e dat de modul în care noi comunicăm. La partea asta vă invit să vă explorați și să-mi dați ceva feedback. Dacă vedeți cumva legătura asta, vă treziți într-o dimineață, cumva, sau voi sunteți bine, el sau ea, da? Se trezește, cum se zice, cu fața la cerceaf și vă zice ceva, vă zice, da? Calitatea comunicării. Cum e relația, da? Cei care aveți și copii, dimineața numai timp de mediere nu aveți. Sau nu neapărat. Dimineața e un timp în care lucrurile sunt destul de contratimp și te duci în toată ziua cu ce-am vorbit. Lasă că vorbim noi de seară, da? Și vezi că inclusiv nici într-o altă zi și plouă azi și îți stai ăla calea și în lift te-o călcat ăla de 100 de chile pe picioare. Nu că 100 de chile e o problemă. Dar toate lucrurile rele parcă ți se întâmplă ție că de dimineață nu te-ai înțeles cu el sau ea. Poți să ploaie, poți să te calce, poți să-ți intre în față, dar dacă dimineața a fost Valentine Day și te-a așteptat cu cafeluță sau cu o floricică, nu contează nimic pentru restul zilei. Modul în care vedem rezultatul, cum e viața mea, cum mă simt în viața mea, uitați-vă că de fapt are legătură cu relațiile pe care voi le aveți. Și modul în care protejați acele relații e modul în care noi comunicăm. Și aici e invitația să încercați, nu să învățați comunicare non-violentă, că, cum am zis, e ca și când v-aș vinde un hârleț, știi? No, vă vând un hârleț, e fain, e drept, îi ține 20 de ani. Și
Voi vreți să aveți o grădină mișto, să vă bucurați de ea, nu? Ai. Și grădina respectivă, îmi place așa, ca o metaforă, să spun că sunt relațiile care noi le avem. Am multe metafore. Dacă la asta nu-ți convine cu grădina, pot să zic alta. Sau schimb hârlețul. Sau... Da. Și legat de hârleț, că m-ai stârnit acum, așa, ne putem gândi că ați mai fost la cursuri, ați mai citit cărți de comunicare. Da? Și ce vă dă treaba asta, da? Ce vă dă NVC, Non-Violent Communication? O să mă mai scap să mai zic asta, de obicei încerc să zic în română. Ce vă dă comunicarea non-violentă diferit? Da? Da, și pentru mine, cel puțin, aici sper să nu-l supăr pe domnul care a auzit deja povestea, o să vă dau un exemplu ce a însemnat pentru mine. Și de atunci, după aceea, aproape în fiecare relație pe care o am, încerc să o fac. Mi s-a părut ca diferența în a săpa grădina cu lopățica de nisip sau cu un hârleț zdravă. Dar cu care am șanse să am grijă de grădină mai repede, mai bine? Mi s-a părut că comunicarea non-violentă îmi dă eficiență mai mare în a avea grijă de ce contează pentru mine, relațiile. Aveam un job de vis, da? Călătoream foarte mult în zone interesante din lume, făceam lucruri care îmi plac, eram, să zic, admirat, recunoscut, ficat mare, recompensat și financiar, toate erau bine, da? Până la punctul în care fiica mea de 5 ani, când veneam acasă, maică nu-mi spunea unchiu, da? Dacă îmi spunea unchiu, aveam o discuție cu soția, da? Nu, se uita, da, a venit tati, și mai ales la vârsta respectivă, nici nu plecam ca marinari, știi, 6 luni și după aia 6 luni acasă. Mergeam tot așa, 2 săptămâni, iar stăteam acasă 2 și tot în genul ăsta. Nu era o continuitate. Și la vârsta respectivă erau așa niște salturi care, eu le pierdeam. Eu nu eram acolo când ei era greu. Și atunci relația cu ea... Și ne-am propus să mergem câteva săptămâni la mare, să petrecem timp împreună, altfel acasă ești mai tentat de una alta și să și stau acasă. Da? Și atunci, în timpul ăsta mi-am zis, iau teancul de cărți de parenting, nu? Să știu cum să rezolv treaba și încercam tot felul de experimente. Deci tot dădea fiică-mi ochii peste cap, nu pușca mai nimic. Fiind acolo, au venit niște prieteni și ei într-un weekend, au stat cu noi și prietenul respectiv mi-a dat cartea asta. Și a zis, măi, nu-i nicăieri de parenting în ea, dar... Ai încredere, doar citește și vezi. Și un om care până acum sfaturile lui care le-am urmat, alea chiar s-au nimerit. E omul care, n-are rost, îi sunt foarte recunoscător. Și ce am rămas după citirea cărții a fost un, cum îi spune, o cheie mnemonică, îmi place să zic, adică dintr-o carte să rămân cu ce e esențialul. Da? Și atunci m-am uitat pe mâna mea stângă, mi le-a scris cu pixul atunci, am gândit ce fain ar fi să fie tatuate, dar după aia mi-am dat seama că de fapt am pe mână tot ce-mi trebuie. Da? Și încerc să vă zic și vouă același lucru, poate pentru cei care sunt mai kinestezici funcționează. Și în capul meu funcționează așa. Dacă cineva, în cazul de față era fiică mea, dacă cineva, da, vă sună suneria, da, vă sună clopoțelul, vă apasă butoanele, să-i zicem, da? Știți voi ce înseamnă pentru voi, deci ăsta e butonul. Primul lucru pe care e indicat să îl faci, ce faci cu degetul ăsta? Areți la realitate, uite asta, da? Primul pas, observația. Ia încerc să văd lucrurile exact așa cum sunt. Da? Să intrăm un pic în detaliu la exemplu. Da? Ăsta e primul lucru, doar așa cum sunt. După care, următorul pas e dat de un deget care nu vreau să-l arăt,
Dar vă imaginați voi cei cu degetul ăsta, știți voi, în trafic, exprimați recunoștință pentru cei care vă provoacă. Dar eu l-am asociat cu ăsta cu o emoție, da? E vorba, hai să văd ce emoție simt cu adevărat, care e emoția din mine care într-adevăr o simt. După care, de a fost mâna stângă, eu-s norocos că-s căsătorit, și am un inel, da? Și în felul ăsta îmi dau seama că, pentru mine, una dintre cele mai importante nevoi este cea de conectare. Și atunci, inelul ăsta e un simbol al conectării cu o altă persoană. Și în felul ăsta mi-a rămas mine, bun, care e nevoia? Ea caută nevoia. Roberta, o să avem de lucru să găsim nevoia. Da? Pentru că dacă faci toți acești pași, atunci ultimul s-ar putea să fie la degetul mic. Și așteptam oportunitatea. Da? Oportunitatea, de obicei, era undeva la ora 6 seara, când toată plaja se retrăgea și mergea spre pensiune, hotel, unde erau ei cazați. Erau mulți copii mici pe acolo și în fiecare seară o familie trăgea paiul scurt, cum se zice. Da? Erau toate tonetele aranjate acolo, cu toate tentațiile posibile, copii obosiți, părinții obosiți, toată lumea stat cu capul în soare, mergeau încolo. Și, cum am zis, fiecare seară cineva trăgea paiul scurt, adică un copil care se tăvălea pe acolo, da, vreau înghețată, da, cumpără-mi aia, da, vreau cogoșele, da. Și părinți care încercau tot felul de tehnici, știi? Și bineînțeles, tu ca ateu era dresat în momentul ăla, știi, tu mergeai, oh, ui la ăștia, da, deci a meu ce de treabă e, da? Dar bineînțeles că s-a întâmplat și cu mine, da? Și atunci am zis, no, bun, e momentul să aplic această tehnică minunată. Așa, mai exact ce s-a întâmplat. Eram cu papornița în spate, nu știu ce, trecem pe lângă standul cu saltele. Era o saltea, nu știu, mă uit la vârsta voastră, așa cum arătați, s-ar putea să vă aduceți aminte, dar și în zilele noastre sunt, dar eu țin minte că m-am dus cu părinții, cu cortul, cu salteaua de genul ăla, de prin anii 90 tot a fost, cred că venea la polonez, era o saltea din aia mare, 2x2, pluș albastru pe o parte și cauciuc negru pe partea cealaltă. Aia era bună la orice, mă. Deci ducea salteaua aia, și cred că și rafting, dacă le venea în minte, cred că se putea face cu salteaua respectivă. Da, și fiica mea trece pe lângă asta, îți dai seama, un 2x2 din ăla de pluș albastru și nu mă văd așa cu coada ochiului cum tinde mâna și toți cei 2 metri ai saltelei îi atinge așa, kinestezică rău. Și când se oprește, se oprit salteaua, se oprește și ea, stă cu mâna pe ea și zice, tati vreau. Ding dong! Bun! Și-a intrat în acțiune. Primul pas. Astea, bine, astea erau lucrurile care le făceam înainte, da? Și anume, am început să mă gândesc la ea, la situația respectivă. Și să zic, mă, nu poate să fie și mai rezonabilă? Suntem obosiți, suntem așa? Nu înțelege că nu putem cumpăra orice? Comparație. Uite, exact ca aia de la grădiniță. Frițoasa aia care, uite, exact îi copiază. Știam că nu trebuie să o lăsăm la ziua ei de naștere. Uite, cu cine sunt prietenii? Comparăm. Da? Nu-i normal să facă treaba asta. Adică nu-i rezonabil, da? Judecata, bine, rău. Reproșuri. Nu poate să fie și ea mai... să ne înțelegem? Și deja în mine se întâmpla ceva, da? Începeam să mă depărtez de ea. Nici nu trebuia să zic. Deja astea le simțeam în mine. Și dacă simt lucrurile astea, dacă zic lucrurile astea,
mari șanse să încep să cred că e pentru modul în care eu mă simt. Sau ea este ca pentru care eu mă simt într-un fel sau altul. Asta e partea de non-sentimente. Acum poate vă întrebați ce sunt non-sentimentele. În lista asta roșie de aici sunt, de fapt, vă citesc aici, următoarele cuvinte sunt confundate cu emoții când de fapt ele sunt doar percepții. Și dacă e să ne uităm un pic la ele, vedem că ele au o legătură, o proiecție către celălalt. Le vedeți? Așa că non-sentimentul meu legat de ce se întâmpla cu fiica mea era ceva de genul uite cum mă umilește aici. Țânca asta de 5 ani mă face de râs în față la, cum am zis, știi, ceilalți părinți, nu? Să te văd acum, asule. Ai râs de noi ieri, să te vedem cum te descurci acum. M-a umilit, da? Ia micuța, da? De 5 ani. Pe dita mai HR director de multinațională, una de 5 ani, capabilă, nu? Să îl umilească, să-l facă de râs. Dacă se întâmplă asta, nu? Deja s-a ambalat tare. Am niște așteptări de tip trebuie. Care ar fi așteptările astea în cazul ăsta? Ajutați-mă! Așa e. Trebuia să fie bine crescută. Nu știu de cine. Dar era clar că de cineva trebuia să fie așa. Trebuie și ea să înțeleagă că la vârsta asta nu putem cumpăra orice. Da? Trebuie să înțeleagă. Când i-am cumpărat? Exact. Nu avea salteluța mică, că doar ne-am jucat. Deja în capul meu erau toate povestile astea de tip trebuie. Și atunci, normal că dintr-o zonă din asta de tip trebuie, aveam niște revendicări sau chiar ordine sau tot felul de manipulări. În cazul ăsta, care erau favoritele mele, era, fiindcă mă vede rar, încearcă și ea să îmi facă pe plac, știi? Mă vedea rar. Și atunci știu că dacă ridicam un pic vocea, nu trebuia să urlu, nu mai ziceam, Ana, hai odată! Da? Deja era, tati s-a supărat și vedeam treaba respectivă, închisă în ea, toată seara copilul și-a închis prăvălia. Sau mergea treaba, dacă nu merge cu asta, atunci o să-i servesc, hai că-ți ia tati înghețată, că n-avea voie. Și atunci merge să o cumpăr, da? Dar cumva e mai ieftină o înghețată decât o saltea, care tot eu o umflu, nu? Și nu știu ce să fac cu ea după aia. Dar acum vă întreb, fac lucrurile astea, nu le fac conștient. Nu le fac în mod intenționat. Dar cumva mi se pare că le văd în jurul meu, le văd și la alți oameni. Le-am învățat, chiar aveam o discuție cu cineva, le învățăm cultural, le învățăm prin educație, le învățăm, poate că nu vedem altceva mai bun, prin repetiție, prin absorpție din ce în jur. Și poate și o chestie, nu știu, la nivel de creier, nu? Bărbații mai raționali, femeile mai emotive, intuitive, poate și asta contează. Cred însă că un factor mare, fiind om care lucrează în zona de educație, e contextul și metoda. Astea două împreună, cred că dacă s-ar oferi și s-ar da o alternativă și am vedea că funcționează mai bine, poate că am folosit-o. Aici a venit comunicarea non-violentă. Cu pașii ăștia pe alții vedeți că fac treaba asta, nu? Mai ales treaba asta, nu? Mă simt ignorată de tine, mai ales de 14 februarie. Mă simt ignorată. No, cum ar răspunde un bărbat în situația asta? Un bărbat normal, nu unul non-violent, da? Un alt șacal zice, de cine? Așa-i!
Da? Ce-am făcut? Ce-am făcut eu? Bă, zi-mi exact cum te-am ignorat. Dar zi-mi, că mă enervez eu dacă nu. O, ești incapabil să înțelegi emoțiile unui... Răspunsul, nu? Tocmai ți-am zis cum mă simt, nu te-am acuzat de nimic și tu nu mă înțelegi. Da, mă simt ignorată, izolată, lăsată de izbeliște, ce mai este aici? Să vedem. Neapreciată. Astea sunt emoțiile mele, insensibilule. Da? Ceva de genul discuția. No, și el zice, nu înțeleg, nu știu ce-o pățit, ce-i cu ea. Pentru că, de fapt, toate lucrurile astea nu îndeamnă, și de asta e și coloana respectivă, o să zicem de ce-i coloana acolo, nu îndeamnă spre conexiune. Nu îndeamnă să te înțeleg ce simți. Ci eu mai degrabă mă îndepărtează să mă apăr, pentru că, de fapt, tu zici că uite cum mă simt, dar, de fapt, mă acuz pe mine. De ceva. O formă de învinovățire. Mersi. Mă părerești, de ce ești vinovat? Oricare, dacă o pui aici, vezi că de partea cealaltă a fileului, celălalt vrea să-ți dea retur. În schimb, toate astea larte, chiar dacă sunt emoții care le simțim la nivel, nu negativ, că nu vreau să le zic negativ, mai puțin plăcut sau mai plăcute, toate astea invită spre conexiune, să te înțeleg ce e cu tine. Ai precizat de șacal, că nu i-am introdus până acum, avem aici... Poate că cei care v-ați uitat la filmulețele lui Marshall Rosenberg știți că folosea. Astea le-am luat la o licitație, nu e adevărat. Le folosim Marshall pe astea. Nu, le-am luat din Piața Unirii de la un stand din ăsta de jucării. Și în care avem, ce se spune acolo, avem limbajul de șacal. Și Marshall a ales acest animăluț care este un supraviețuitor. Nu l-a ales ca să-l desconsidere. L-a ales pentru că este un animal care, într-adevăr, când e greu, supraviețuiește. El și cred că, nu știu, e mamiferul el, dar el și cu șoarecii și cred că și cu gândacii rezistă la orice. Da? Mănâncă orice, supraviețuiește, se adaptează în orice. Da, e un supraviețuitor. Dacă e vorba de supraviețuire, el e pe fază. Are replică. Da? Că te uiți acolo, nu rămâne dator. Mușcă, după aia vorbește. Da? După aia schelăie. Da? La prima dată și-a făcut dreptate. Tot timpul caută hrană. E pe fază. Dar e un supraviețuitor. Da? Ce interesant că șacalul e un mesager foarte bun dacă îți ții tu gura închisă. Deci dacă îți auzi tu gândurile și zici, nu-i mă și la aia, nu și la ăsta contârziat, nu-i și la ăsta. Dacă îți auzi tu tot propriile tale judecăți, gânduri, da, tot ce e acolo, îți auzi, nu uite cum mă ignoră. Dacă doar ți le auzi și le procesezi, într-un exercițiu care o să-l facem în partea a doua, procesezi acest șacal, îți dai seama că el îți dă niște informații foarte relevante despre tine. Dacă-ți sigura. Dacă nu muști. De-aia șacalul nu l-a ales Marshall ca să-l desconsidere, da? Ascultă vocea șacalului. Dă-i atenție pentru că s-ar putea să iei informații valoroase. Dar în opoziție, Marshall a adus girafa. Da? De ce în opoziție? Pentru că girafa, stai să fac gâtul mai lung, așa, girafa are perspectivă. Deci șacalul e ca un fel de zăcământ de petrol. Da, așa jos, da. Continuă, hai că zici bine. Și dacă, teoretic, nu îl lăsăm să țâșnească. Doar să facem forații de explorare. Dacă lăsăm să țâșnească, știi ce se întâmplă. E un pic mizerabil în jur.
Bună observație, o să o folosesc, pot? Îndeai? Îmi place asta. Hai să vedem ce găsești la girafa atunci. Deci girafa, da, aparent e drăguță, asta până când, nu știu dacă ați fost în grădinile zoologice și v-ați putut duce lângă o girafă. Eu am făcut pe mine, nu știu cum să zic, numai drăguță nu mi s-a părut, dita mai animalul de la 3 la 6 metri poate să fie, dita mai copitoacele. Ei, nu e un animal drăguț, dacă e așa, dar îl cum nu îl trăim, nu îl vedem așa în jur. Și girafa este sus, vede lucrurile în perspectivă, le vede la depărtare, nu prea poate să o atace nimeni că nu e acolo. Da, ea vede din depărtare, uite, haita, nu mă duc încolo. Da? Dar ce interesant e că inima girafei are undeva la 12-14 kg, adică cât are acest animăluț. Și inima, într-un fel simbolic, da, că toți suntem de Valentine Day, e inima ca simbol al empatiei, ca simbol al modului în care dorim să ne raportăm la alți oameni. Într-un mod venit din inimă. Și ăsta este limbajul de girafă. Și deci tot folosim, e un limbaj care ne apropie de oameni, un limbaj care ne desparte de oameni. Și doi conversații în capul nostru mereu. Da? Ăsta încercăm să-l scoatem afară tot mai mult, ăsta să-l ascultăm noi, dar să rămână sub pământ. Bun, acum vine partea cum s-a și întâmplat cu fiica mea. Da? Să mergem un pic în direcția asta. Și aici e important să, înainte să arătăm exact pașii, acum voi știți, cum știu că ați citit cartea, dar, în primul rând, trebuie să-ți clarifici foarte clar intenția legată de relația respectivă. Pentru că dacă intenția mea este să te fur, da? Poate că am mai mult alte strategii decât comunicarea non-violentă, știi? Dacă vreau să-ți vând ceva, poate am alte modalități, deși Sami cred că o să mă conteste. Ea crede că empatia în vânzări e cheia succesului. Trebuie să-ți fie foarte clar care e intenția. Și mă întrebam acum, în contextul cu fiica mea, care e intenția mea? Să-i arăt cine-i șeful? Să primez respect și apreciere? Asta e intenția mea. Sau intenție de conectare. De ce am venit la mare aici? De ce petrecem timp împreună? De ce citesc cărțile astea? Vreau să mă conectez cu fiica mea. Clarificați-vă intenția de ce vreți să aplicați comunicarea non-violentă. Care vă este intenția? Și cumva o parte din intențiile voastre, o să vedeți voi cum vi se întorc astea, sunt aici. Da? Intenția nu este să reușim să-l facem pe alt să facă ceea ce vrem noi. Da? Dorel, ai greșit curs. Da. Da. Ce ne-a zis, mă, dacă asta mi-este intenția cu fiica mea, da, din tot ce știu eu să fac până acum, mă ajută? M-ar ajuta să mă conectez cu ea? Da sau nu? Nu prea. Dar bun, hai, ai încredere în metodă. Și prima fază, și cam asta e chestia care orice curs vă zice, începe cu tine prima dată. Nu, lasă-mă cu mine, eu vreau să-l rezolv pe ăla. Iar mă iei cu, da, mă rezolv pe mine. Da, prima dată încep cu autoempatie. Și prima dată te uiți și vezi lucrurile din perspectiva ta. Și atunci, primul lucru care l-am făcut, da, care era degetul ăsta, mai țineți minte, noi să văd ce se vede, observația. Da? Da, ce vedeau ochii mei? Mă ajută cineva? Că l-aduc polițistul, dacă nu, care m-a învățat. Am avut un accident de mașină, mai multe de fapt, dar la unul dintre ele era... M-a chemat, acolo, la scrie foaia, nu știu, care ați avut norocul cu să completați un proces verbal. Și eu ceva de genul. Era o seară târzie de noiembrie. Ploua. Mâzgă pe jos.
Ceață m-a orbit farurile, viața mea. Din neantul drept, nu chiar așa, a venit o mașină, ne-a suferit un naibii, a intrat, nu știu ce. E drept că avea el, aveam eu cedează trecerea, dar putea și el să fie așa. La care domnul polițist citește și zice, așa că e primul meu astfel accident. Zic, da. Deci, scrieți foarte clar, citeți, nu știu, probabil comparativ cu el, dar nu ne ajută la nimic. Domnul care ați avut accidentul în camera cealaltă, el și el dă o depoziție, trebuie să accidentă și la final ar trebui să fie cam aceeași chestie. Pentru că vă rog pe cât puteți doar fapt. Și deja primele 7 rânduri am rescris tot. Strada, colț cu numărul, mașina, viteză aproximativă, ce semne circulație, banalități din astea, știi? Adică, nu. Asta s-a întâmplat. Cam da, adică nimic din ce am simțit, exact, nimic de treaba asta. Nimic. Da, cam așa ceva de genul ăsta avem vis să ne uităm la situația cu fiica mea acolo. Cum era? O fetiță, da? Părea fetiță. Încercăm să nu punem etichete, da? A atins cu mâna dreaptă o saltea albastră cu puf. Cu puf, da? A vrut să zic mult, dar aia deja era... Nu, doar puf, da? A trebuit să dau, ca să fiu al naibii de exact, să dau concentrația de puf pe centimetru pătrat sau nu știu de... Iar la finalul saltelei a spus, tati vreau. Asta e tot ce s-a întâmplat. Și mai vedem și un adult. Nervos. Zim ce anume zice legat de vede, e foarte tentant să zici că e obosit. De unde știi? Îmi cădeau ochii, stăteam încocârjat. Ce era? Bănuiești că eram obosit. Poate că tocmai am dormit. De unde știi? Da, nervos, sigur, de unde știi? Că am trăit și eu. Ai văzut? Asta e o proiecție, da? Poate că, da, îmi scrâșneau dinții și ce dacă... Da, să merg pe stradă. Exact. Vorbesc așa ca un vitru cu... Da? Poate că pumnii mi erau așa, da. Asta e într-o... Descrierea observației, da. Pumnii erau strânși tare, erau albi deja. Da? O venă disproporționată pe tâmplă. Da. Astea le-ai văzut. În rest, vedeți ce ușor e să ajungem în proiecții legate de ce credem că noi am trăit și persoana respectivă s-ar putea. Ceea ce s-ar putea să fie adevărat, da? Dar vedeți ce fină îi distinția. Da, asta s-a întâmplat. De asta mă uitam la mine. Doar asta s-a întâmplat. Fiica mea, din perspectiva mea uitându-mă, fiica mea a atins salteaua și a zis că tati vreau. Asta e tot ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic de la grădiniță de acum 3 luni. Nu s-a întâmplat nimic în viitor. A, dacă îi dau acum salteaua, apoi o să profite de mine mereu. O să devin o profitoare și o răsfățată. Nu? Exact. Deci toate lucrurile astea legate de viitor, ce rost are să le aduc în prezent? Da? Deci în observație noi aici și acum. Și asta e, aici e altceva, să stăm mereu în atenție de aici și acum. Ce se întâmplă aici acum? Da? Fiica mea o luat, o atins salteaua și a zis, tati vreau. Asta e tot ce s-a întâmplat. Bun. Atunci, dacă asta s-a întâmplat, ia să văd care sunt, de fapt, emoțiile și sentimentele mele. Și aici a fost primul, așa, ridicare de sprânceană. Pentru mine, în momentul ăla, a fost... Cred că prima dată când am fost cu adevărat conștient că se întâmplă ceva în mine. Adică era un lucru evident pe de o parte că
dar eram obosit, simțeam, aveam o stare de, no, pielea, știți voi, crăpată sau întinsă, arsă, nisipul peste tot. Și zic, ok, și ce mai simt? Și asta e o chestie, așa, un sfat, poate că, nu știu, doamnele, femeile, poate că sunt mai conștiente legat de tot mai exersează asta cu emoțiile, dar și la bărbați merge foarte bine și asta am rămas și din carte și am zis, dacă nu știi ce simți, uită-te în, în corpul tău, uită-te în somatic și vezi ce se întâmplă. Și avem tradiția populară, nu? Care ne zice fluturi în stomac, da? Ca vițelul la poarta nouă, da? Ce emoție aia? De surprindere, fluturi în stomac, tensiune, așteptare, nod în gât, teamă, crispare, nu? La mine, nu te mai adică. Și n-am fost conștient până atunci de treaba asta. Cu ce asociem? Tremură genunchii, ia să vedem. Frică. Mie mi-e frică? Asta a fost autoempatia, da? Asta s-a întâmplat acolo, hai să văd ce simt. Da, disconfortul ăsta, frică. Da, și mi-am adus aminte cum știți voi, băieții la clasa 4-a, 5-a, cu teritoriile lor, eu când era chestie de împins băieții sau nu știu ce, mi-a întremurat piciorul așa, știi? Deci mi-era frică, na. Și atunci tehnica mea de luptă era să sar. Da? Nu, ce vrei, mă? Ce vrei? Știi? Păream mare cocoș, așa, ca să nu se vadă că râde de mine și frică, da? Da, la mine asta e un semnal. Deja că vedeți careva când tremură genunchiul, ședința s-a terminat azi. Terminam mai repede. Ce-a fost? Mi-e frică, nu? Aia a fost, oh my God, ce se întâmplă aici? De ce mi-e frică? În mod normal, uitându-mă la ea la un metru de om, nu mi-e frică de ea. Nu? Nu era nimic, niciun mic nu era pe deasupra, nu? Mie mi-era frică. Și aici, cum am, la Roberta am învățat numele, tot mă întorc la ea, hai să vedem cum putem, cu ce anume pot să asociez acest semnal care l-am în somatic și exprimat prin emoția respectivă, cu ce anume, cu ce nevoie pot să asociez pentru mine. Și atunci am foia cu nevoi și era undeva acolo. Bănuiește cineva ce nevoie nu mi-era împlinită? Afectul cu... Siguranță. Așa, pe rând. Conectarea cu fetița afectivă. Da, da, asta îmi doream. Teama de eșec în conexiunea perfectă pe care... Competență. Competența. Nu eram capabil. Nu știam ce să fac. Eram lipsit de orice resursă. Nu știam ce să fac în situația aia, decât, cum v-am zis, hai sau îți dau învățată. Și îmi dai seama că niciuna dintre alea nu mă va apropia de ea. Ai vrut să zici ceva, Georgi? Da. Dar deja ți-ai identificat-o și mă... A, mulțumesc! O să mai apelez la tine. Da? Dar era, deci asta era una și mai aveam asociată și cu cealaltă, acelalt set de emoții, cel de disconfort, era o nevoie de relaxare, confortul casei. Conectarea și partea de lipsa conectării și partea de competență erau în celălalt coș. Și de obicei nevoile sunt în straturi tot mai profunde. Dacă găsești prima, e bine să mai întrebi, știi, ca la cei cinci de ce, știi, să te mai duci un pic mai adânc. Și dacă nevoia asta ar fi împlinită, ce mai rămâne de desubt? Dar de desubt. Bun. Și atunci dacă astea sunt nevoile și valorile, ce pot să fac? Care ar fi cerința care mi-o pot face mie sau care o pot face cuiva sau celui din fața mea, încât să-mi împlinesc nevoia de competență. Și atunci, singura chestie care mi-a venit în minte a fost, so far so good. Am respectat pașii, 1, 2, 3, 4,
am făcut autoempatia, îmi rămâne doar să trec la pasul, la faza a doua, respectiv ascultarea empatică, să mă duc către ea. Deci nu știu ce să fac. Asta știu să fac. Hai să am încredere în proces. Să o ascult pe ea și să trec tot prin acești patru pași. Da? Și atunci am început o discuție cu ea. Și am întrebat-o, primul pas. Ana, văd că mângâi salteaua. Deja era, nu, una deja era întinsă, așa era. Văd că mângâi salteaua. Da. Și, doi, și văd că-ți place mult și te văd relaxată. Da. Deja s-a pus pe spate și dădea așa. Și atunci mi-am dat seama, mă, stai un pic. Oare ce nevoie are omulețul ăsta mic? Nu-i trebuia și ei tot confort, tot relaxare, după o zi întreagă, n-asta, nici nu dormi de amiază. Și avea aceeași nevoie. Ce cerință o făcut ea? O mai așteptarea să facă duș, să facă salate și minuni? Nu, ea și-o găsit deja împlinirea în salteluța respectivă. Acum, spoiler alert, cum se zice, ea e obsedată de plușuri. Venind la mare, a venit cu, doar cu un sac. N-am putut să-i aducem toate plușurile, da? Și deja eram câteva zile. Chestia aia, știți, dai seama pentru copilul ăla de un metru să vadă 2 metri de pluș în care înoată pe el și îl simte, când cam același lucru făcea și cu plușurile acasă. Pentru ea a fost un substitut legat de cea, cu ceva ce e obișnuit. Și am văzut, de fapt, cam aceeași nevoie ca și ea. Cu excepție la partea de competență, da? Dar la bază eram același lucru, le vream amândoi. Doar că fiecare avea altă strategie. Ea avea nevoie de diversitate. În momentul ăla nu cred atunci. Ea avea nevoie de stabilitate. Poate. Vrei să... știu ce faci acum. Da, hold your thought, că mă întorc. Da, înseamnă... Mă, mai veniți, că domnul învățat de la trecut o țină în minte. Probabil că ne doream amândoi zona asta de confort, dar într-o altă formă. Și atunci de-aia, dacă zici zona de diversitate, se poate aplica. Dacă vedeam că am făcut treaba asta și fiică-mea în continuare relația noastră e ok, nu mi-a rămas decât să încerc al treilea pas. Da? Exprimarea autentică. Din nou, aici e un pic mai didactic, recunosc. Nu se mai, n-am zis chiar tot, dar dacă ar fi pașii, zic, Ana, când tu atingi salteaua respectivă, văd că pentru tine e confortabil și îți dă o senzație de relaxare și confort. Oare... cum ar fi să te ducă tati în brațe până acasă? Mi-am dat seama că e ceva în care strategia respectivă îi dă confortul, că de obicei nu căram gențile. Era așa obosită. Și văzut în capul ei cum își face, cum zice, cost and benefits analysis sau cum e așa, zice stânga-dreapta, oare ce se aplică mie? Și o lăsat salteaua. O venit în brațe, s-o pus, exact aia, trebuia un pic de confort, îi trebuia ușurință. Da? Am luat-o frumos, chemat-o înapoi pe soția să ia toate geamantanele și m-am dus cu ea, adevărul, cred că erau treptele, era așa niște trepte la faleză. După ce am trecut de trepte și eu văzut primul loc deja, că au zis, tati, lasă-mă jos că vreau să mă dau o tură, eu trecut oboseala. Da? Dar ideea e că eu am rămas în momentul în care m-am aplicat ceva mecanic, patru pași, în trei faze, aceeași patru pași, cu degetele mele scrise la momentul respectiv și văd că e ceva diferit cu ea. E ceva diferit. Ceva ce tot ce am încercat până atunci n-a mers sau nu s-a întâmplat.
Și atunci am început să rămân blocat, da, pe comunicare non-violentă și modul în care am încercat să o învăț cel mai bine atunci când îți faci un, așa am făcut, un grup de prieteni cu care să învățăm împreună carte. Am luat fiecare capitol, fiecare săptămână întâlneam, am citit capitolul și aveam o discuție, nu, tu ce ai învățat, ce ți-a rămas ție, cum poți să aplicăm în viața noastră. Și în felul ăsta, 16 grupe mai târziu, de 14 săptămâni, am ajuns aici și în continuare încerc, zi de zi, să fiu un om mai bun, un tată bun, un coleg mai bun și misiul mă ajută. Și de-acolo mai s-a teama. Da. Știi cum e? Poate că îi luam salteaua, de nici nu mai era atât de relevant. Știi, pentru mine în momentul ăla, de atunci am avut multe alte negocieri, știi, cu ea. Și nu cedează așa ușor. Da? Adică și noi avem tablete, și noi avem McDonald's, și noi avem dulciuri, și crezi că noi nu le avem. Ca da, toți cei care aveți copii sau ați fost copii, ore de culcare, trezitul dimineața, toate alea există. Real life, cum se zice, da? Dar toate astea nu pune botul din prima, da? Ideea e că am ajuns într-un spațiu în care mi-am dat seama ce își dorea, eu i-am zis ceea ce îmi doresc și am încercat să găsim o soluție. Și se pare că am nimerit-o din prima, da? De fapt, ce ne aduce tot acest proces, ne aduce într-o zonă în care chiar putem avea un dialog. Cerința nu înseamnă neapărat identificarea soluției. Înseamnă începutul zonei de a găsi o soluție care să ne satisfacă nevoile amândorora, dar acest proces măcar ne-a adus împreună. Acum putem vorbi. Știm ce ne dorim, nu știm cum să o facem. Hai să fim creativi și să reușim să o îndeplinim. Ce se întâmplă dacă l-ai salteau? Probabil că 10, 15, 20 de metri mai târziu sau o jumătate de oră mai târziu era o altă cerere cu aceeași altceva, un alt plus sau o înghețată sau ceva ce știa acum. Da. No. Cam asta se întâmplă cel puțin cu fiul meu, adică rezolvi una și durează numai de oră de liniște, după care următoare. Următoarea. Până da. Practic ajungi la nevoia adevărată, el caută substitut. Exact. Și cu câteva sute de lei mai puțin. Evident. Da. Da. Cumva, așa știi, e o vorbă înțeleaptă, n-am știut cât e de înțeleaptă, acum poate e prea banal ce vă zic acum, dar pentru mine a rămas așa puternic. Respectiv, ceea ce este, este. Ceea ce nu este, nu este. Asta este. Dar dacă? Nu știu. Știi? Dar dacă? Nu știu. Poate că azi vă povesteam despre altă tehnică, da? Pentru mine a fost important să am grijă de relația cu fiica mea. Asta a fost cel mai important lucru. Da. Nici nu mai contează dacă luam sau nu salteaua. Eram într-o altă energie cu ea. Da. Și poate că luam salteaua, de ce nu? Dacă împlinea și o nevoie de-a mea, imaginam că fac rafting și n-aveam saltele și las că știu la ce mai trebuie, dacă îmi trezea mie amintiri plăcute, că nu toate amintirile au fost plăcute cu salteaua asta când eram mic, da? Dacă aș zis, dar vreau și fetița mea să aibă salteaua asta, că eu, vai, ce fain a fost cu ea. Poate că o cumpăram, was not a big deal. Sau dacă identificai, tu știi că era într-adevăr o nevoie reală. Reală, e. Pe moment e reală. E reală, toate nevoile sunt reale, dar strategiile pot să fie diferite. Nevoia ei de confort era reală. Da. Salteaua a fost un substitut prin care l-am împlinit pe loc. Știi? Comparativ cu să mă duc acasă, să fac duș, să ne dăm cu cremă, să mâncăm, să... Aici. Bun. Deci, avem o cerință în care cu verde sunt lucrurile pe care am dorit să le integrăm în formularea noastră, încât ele să fie, să aibă șanse mari să fie împlinite. Și aici sunt... Da, cum văd. E un mic aici. Da.
Așa, trebuie să, la, dacă includeți în cerința voastră unul dintre lucrurile astea, sunt șanse mari să nu poată să fie împlinită. Da? Și atunci, reală, concretă, pozitivă, și asta e testul suprem, după părerea mea. Tu zici, ca la carte, am bifat, și primești acest teribil cuvânt, nu! Fiți atenți, dacă zice nu, înseamnă că zice da la altceva. Țineți minte asta, da? Dacă zice nu, zice da la altceva. Și îi, rolul vostru, de a sunteți în zona de cerință, eu zic ce mi-aș dori. Dar tu zici nu. Ok. Pot să caut altă alternativă. Pot să caut într-un alt fel. Hai să propun altceva. Sunt în zona de negociere, de soluție. Dar cel mai important lucru, îi prima dată, oare zice nu pentru că nu-i place de mine? Poate ar face, dar poate că nu-i place de mine. Și atunci de aia verific relația prima dată. Și întreb lucrul ăsta. Oare poți să-mi zici ce ai auzit? Poți să-mi zici cum te simți legat de ce ți-am zis, de cerința mea? La ce te gândești când îți cerci acest cer? Și el sau ea o să zică, păi, am impresia că mă folosești. Că iară profiți de mine. Dar în momentul ăla e clar că nu e vorba despre soluție, ce ați propus. E vorba despre relație. Că are în capul lui sau a ei o impresie, o evaluare, într-un limbaj de șacal în care tu nu ai loc. Sau nu stai bine acolo. Și atunci, indiferent ce ai zice, nu e nicio problemă cu cerința ta. E o problemă cu relația voastră. Mi se pare că asta ar trebui să sune mai bine. Așa că e o problemă cu cerința, că e o problemă cu relația. Ca o consolare, așa. Azi, chiar azi, am avut prin telefon o ședință de coaching începută de vinerea trecută. Trebuie să scriu, uite ce s-a întâmplat, trebuie să scriu un mail. No, după 3 editări de mail, n-au trimis mail-ul. O trimis. Mă sună azi. No, cum e? Dezastru. Adică. Și de fapt îmi zice că obținut aia. Lucru care, când a început, nimic din asta nu se întâmple. Dar mi-a zis toate ce s-a întâmplat. Ok. Și totuși ai zis dezastru. La ce te referi? Să le fac eu. Nu. Zice, păi știu că mognește să se răzbune acum pe mine. Zic, înseamnă că mail-ul chiar a avut succes. L-am gândit cu toți, cu pașii, cu chestii concrete. Și le-o și primit. Da? Dar o primit înapoi și atitudinea. Nu lasă că te prindem noi. Ne-ai rezolvat acum că mail-ul așa a fost gândit încât n-aveai ce să îi reproșezi. Dar lasă că te prindem noi. De ce? Pentru că relația îi, de vreo 3 ani, belită. Scuze. Și atunci, de fapt, nu a contat că ea a trișat cu un coach de non-violent communication, pentru că relația acolo nu e una reală, autentică. Ele au un tranșee la greu acolo, în relația lor. Știi? Și de-aia e important în cerință să vezi că ai, cum ați zis și voi, nu conta că era vorba de saltea sau nu-i saltea. Eram într-o energie de conectare acum cu fiica mea, în cazul ăla. Și atunci cerințele, mă, nu-mi convine, știi? Adică dacă tu chiar vrei seara de Valentine, că tot e la îndemână. Dacă tu, mă, seara asta ce facem? Păi, eu zic să ieșim în oraș, dacă găsiți loc. V-ați făcut rezervare. Da, spune în 17, toți ieșiți la Valentine Day. Lasă că... Doi.
Nu, eu zic să stăm în, casă, ne uităm la un Netflix, scoatem vinul ăla bun. Da. Da, acum poți să ai o discuție. El, ea vrea să iasă, el, ea vrea să stea în casă. Da, asta e sămânța de conflict. Da? Ce vrea să facă fiecare? Da? Toate conflictele apar la nivel de strategii. La cum să ne împlinim nevoia? Care e nevoia noastră? Nevoia noastră, probabil în seara de Valentine, de conexiune, de apropiere, de apreciere a unui altuia. Noi să ne punem în energia asta. Hai să știm că asta ne dorim unul de la altul. Apreciere. Hai să te apreciez cumva. Hai să vedem ce e frumos în relația noastră. Hai să vedem că într-adevăr asta ne dorim. Da, bun. Din energia asta să căutăm soluții. Și atunci discuția nu o să fie: no, iară vrei să ieșim în oraș. Draga mea, mă, câteodată îmi place, câteodată nu. Chiar îți rup de obosit. N-am nicio problemă să ieșim în oraș. Poate că nu e activitatea mea favorită. Dar ca să am conexiunea și atenția pentru tine în seara asta, câtă energie mai am, prefer să fie în casă. Parcă sună altfel. Folosesc des treaba asta de azi. Da? Dar eu sunt la care o scot pe soția. Ea vrea în casă, deci e un pic diferit. Da? Și atunci de asta verifici relația, dacă primești un nu. Și probabil că nu ți-ai făcut bine tema de ascultare empatică. Să vezi care e nevoia reală a celuilalt. Poate ai sărit direct în exprimarea autentică, în ultima fază, ai sărit de ascultare empatică, să zici, dar ce-i trebuie lui? Când îi zici la copil că, mă, încă o bicicletă vrei, încă o trotinetă vrei, încă una. Mami e îngrijorată că se termină luna înainte de bani. Sau invers. Avem curajul să ne spunem la copiii noștri, eu, voi părinții voștri să vă zic că cum se simt și nu din cauza ta. Mă enervez, ați auzit. Dacă pleci, cred că o să mor. Ați auzit-o pe asta? Ați auzit la alții? Vai, ce cruntă e asta, nu? Nu mă lăsa singură. Da. Și atunci, dacă verificăm că asta e în regulă, și omul zice, când tu verifici relația, ca să nu mai stau aici mult, și zice, da, am auzit că vrei să ieși în oraș, și atunci așa, numai că nu-mi place ideea asta. Atunci știi că, de fapt, zice da la altceva. Da? N-are nici, relația voastră e în regulă. Dacă poate la una dintre întrebările astea să răspundă, să reproducă cât de cât aproape cerința care tu ai făcut-o, da, am auzit ce ai zis, înseamnă că nu o lua nimic personal, nu trecut prin nu știu ce filtre, no, iară vrei. Dacă iară vrei, are înseamnă un întreg istoric, da? De iară. M-am auzit, vreau să fiu cu tine, hai să găsim o altă soluție. Îți zici spus să găsim o altă soluție. Atunci e clar că sunteți în zona de soluție. No, fiți atenți la lucrurile astea, știi? Aș vrea să fii și tu harnic ca Gicu de la 4. Adică cum? Ce să fac? Nu știi ce, da? Vreau să mă iubești. Da, o fac. Cum să o fac, știi? Dacă nu știi, nu suntem făcuți să fim împreună. Și alte texte asemănătoare, știi? Abstracție, chestii negativă, ce să nu. În general, când zici o chestie, fă, nu fă aia. Bine, dar ce altceva să fac? Eu vreau să fac ceva. Da? Deci asta e în zona de cerințe. Și este un acronim, nici ăsta nu l-am arătat. Mă uit acum. Mai este unul. Cum să știi sigur diferența dintre o nevoie și o strategie? Îl folosești pe nenea Plato. Nu a dispărut. Nenea Plato, da? Dacă în... deci, șanse mari, cerința ta, da? Dacă are o persoană, cine? Tu, eu, ea, cine vrei?
cum se mai se strigă prin casele cu mulți copii și așa, mi-aduci sarea. Cine? Da? Din bucătărie. Adu-mi o, dar unde ești? Adu-mi o pe afară, la grătar. Acțiune, concret. Știi dacă zici, sarea. Unde? Vrei să cumpăr, să-ți aduc? Ce vrei să fac? Zici, sarea. Ce, de unde știi? Timp, când? Acum, mâine, când te-ai porcul, când vrei să-ți aduc? Să aduc timpul, concret. Obiectul, ce? Sarea, că tot de aia am zis, știi? Deci, dacă îi acest acronim, atunci ai șanse mari să poți să construiești o cerință clară. De același timp funcționează și invers, dacă în nevoia ta, că zici că asta e nevoia mea, îi una dintre lucrurile astea, de fapt nu zici o nevoie, tu zici o cerință. Să ne uităm ce a zis la început. Identificare nevoi? Ceva? Ceva? Măcar tu? Două. Ți le-ai găsit? Super, bun! No, o zici ceva de felul cum vorbesc. Limbaj de șacal, limbaj de girafă, vreo conștientizare. Eram conștientă că sunt mai șacal decât girafă. Da. Nu știam cum să exprim girafa. Ok, și ți-ai dat seama și din, în care dintre faze excelez? Aia, tu e rupția. Nu știu cum să evaluăm de când Deci când îți zice cineva că, mă, e felul în care cum o zici, oare la ce se referă? Că folosești mai mult din astea, mai mult de astea sau toate? Că nu, la cum. Dacă e cum, mă, nu, ce zici, ce zici, dar cum o zici? Da. Păi, evaluări și reproșuri. Ok. Merg bine împreună astea. Da, probabil, conectată cu așteptări. Bun. Este primul pas, să conștientizăm. Ce să fac cu ironiile? Eu zic să le continuați. În capul vostru. Ironia e limbaj de șacal. Gluma, da? Trebuie să te gândești ceea ce ție-ți vine, glumița care vrei să o faci, gândești, împlinește ceva la persoana respectivă. Ne apropie, onorează relația. Și, repet, poate e o tip de relație care, într-adevăr, nu te interesează să investești. Acum să nu credeți că mesajul meu este fiecare om de pe stradă, conectați-vă, NDC, lumea va fi mai bună. Eu cred că lumea în care voi trăiți e dată de familie, de prieteni, de colegi. Aia e lumea în care voi sunteți. În lumea aia aveți putere mare de influență. Că vă rugați pentru Trump sau Dragnea, aia e treaba voastră, dar nu e în controlul vostru treaba asta. Și lumea e făcută din micile lumi a fiecăruia dintre noi. No, în lumea aia încercați și acolo vreți relații apropiate. Poate cu șoferul de taxi care, nu știu, vorbește urât, nu vrei să practici autoempatia pentru tine. No, 10 minute cum rezist aici, da? Sau cum ieși din mașina asta. Da, dar nu vrei să ai o relație cu el. O relație autentică și armonioasă și plină. Nu. Deci de asta, ironiile pot să funcționeze foarte bine. Și produc, de obicei, pe seama altuia, produce o apropiere, ironia. Da? Cei care râd îți validează, de fapt, judecata sau ce mesaj o trimis prin ironie. Dar, cum să spun nu, recunosc că n-am insistat prea mult în treaba asta. Eu am înțeles. Da? Ți-o dat o apreciere? Spui da la altceva. Ah, exact. Când spui nu, zici da la altceva. Fii atent ce e la altceva. Da, bun. E o problemă dacă și înjur. Nici o problemă. Doar să rămână în capul tău.
Că asta e șacalul. Ascultă-l șacalul. E partea cea mai distractivă din comunicarea nonverbală. Șacalul. Restul e un pic cam uscat, așa. Mai ales observația e uscată de-a dreptul, știi? Nu. Că n-ascult șacalul, nu-i deloc jus, cum se zice, știi? Ai făcut atâția ani de valori și judecăți și reproșuri și ai dat ordine și acum ai intrat să observi numai lucrurile. Boring. Ciufa. Da, e exersat. Bun, dacă aveți alte lucruri care ați rămas din seara asta, mai sunt 3 minute și nu știu cum să le mai umplu. De seară bună să aveți! Mersi!